dimineața, Nice și Iași în sfârșit. Aseara a început să fulguiască puțin, azi noapte de fapt, dar am zis că nu se depune. Dar azi dimineața când m-am trezit, era totul alb. Bine, nu este un strat foarte gros, dar este zăpadă. Și Jez e cel mai bucuros. L-am pus pe Tibi să filmeze puțin cât a ieșit cu Jez. Însă poate ninge în continuare până diseară și reușim să-l scoatem pe Jez așa mai pe seară, să-l lăsăm să alerge liber, că îi place foarte mult în zăpadă. Și acum vreau să îmi fac un latte macchiato din ăsta, de la Kruger. V-am zis eu că îmi place firma asta, am descoperit-o recent. Și așa arată piculețul. Hai să vedem cum e și după aia deschidem calendarele? Da. Da, hai. Dar nu există. Am uitat în ce zi suntem. Nu există cutia 7. Dar nu e 7. Nu există cutia 8. 8. Cine e? Deci am văzut că e mare aici. Ce? Dau ceva la colecția ta. De șosete. De... Arată șosete, cred. De... Șosete. Cu... Știi că sunt șosete astea, nu? Grinci? Da. Ia uite, yeah. Băiețaș. Hai să-i vedem. Să-i vedem față. Ia uite-lea. Aici e niște focus, ca să-i vedem fața mai bine. Hello. Hai, de grinci. Ce față are. Eu cresc cu nasul. Da, cu tricou. Și cu tricou. Să nu mai spun cu ce. Da, are și niște boxeri cu grinci. Dar n-am vrut să fiu așa în fața camerei. Mulțumesc. Hai curaj. Ia, Jez, unde-i? Să se bag pe aici. Deci se vede fix coada și o bucată de cap, Jez. Am găsit. Cred că e un parfum mai mare. Opa! Ziua 8, ziua norocoasă. Cazul ăsta, așa. Da, am zis eu că e un parfum mai mare. Ia să vedem aici în cameră. Pe care o să-l scoatem cândva de aici. Ai, azi, ce se ia coada? Azi. Vezi, de asta nu-și dau așa parfumuri mari. Nu poți să le scoți. Aveți răbdare până de seară? M-am enervat. Dă-i. Scoate. M-am enervat degeaba. S-aduc o furculiță? A. Taci că nu am scos ceva. Yes! Victorie! Un parfum mai mare care se cheamă Orange Sanguine. Cred. A, ca să vezi. Deci ca să vezi, citric, neaștept. Dar măcar arată mai bine așa. Stai așa. Tata Focus. Așa. Da, se vede. Bun, hai să vedem. Tata Focus. Chem. Cât de citric? Hai că asta e întrebare. Am așteptări mari de la eu. Pentru că e mare. Cât milimetri are? Nu scrie? Nu se scrie. Milimetri chiar. 4 milimetri. Hai să vedem. Ce miroase a portocale? Dar miroase a parfum? Miroase a portocale, fresh. Vai ce... De care portocale? Te la miroase portocale și la cămărui, da. Nu? De care portocale? De Grecia, de Turcia, de Spania. Dacă e sanguin, dacă sunt portocale roșii. De Sicilie. Ioi. Nu, glumesc. Colesul de români. Coloni Absolut. Deci asta era apă de coloni și asta e Coloni Absolut. Nu știu. Asta. Dar nu e nasol. Da, știu cu ce te dai pe 25. Nu, no, că el e fresh de felul lui. O să miroși precum Crăciunul. El e fresh de felul lui, da? Mai interesant decât, asta zic, fiecare zi când dau pistul, da, parfum. E mai interesant decât celălalt. E miros foarte real, de portocală. Păi ține, mănâncă portocale, ține să dau cu parfum. Dă un pupic. Da, unde că la tu să-l dă cu parfum? E, ăla e parfum special. Deci tocmai ai mințit câinele. Special pentru că ție ăla, nu-i toxic. Cum vrei să-i câștigi încrederea dacă tu-l minți? 8, hai, mergi mai departe. Bravo. E ceva aici. Da. Sigur. Hai că ziua 8 a început bine pentru tine. Știu, e o mască. Da. De la Origins. E mască. De la Oranges. Ăla e. Așa, o mască cu cărbune. Da, cum place mie. Ți-ți place mască cu cărbune? Mai avem și o mască de la Emma Hardy, parcă, care trebuie să o testăm. Uh-huh. Mai sunt două măști. Soția lui Tom Hardy, știu. L-ai scos-o. 8, am și văzut chiar. 8, o cremă. E o cremă de corp, The Ritual of Sakura. Trebuie să facem faină. Mă apropii ca să se vadă? De cireș. Mă apropii? Hai. Da. Fă un efort. Stai așa. Este mai de primăvară așa. Da. 8.
Unde vezi tu ziua 8? Că tot acolo. Aici. Da, o leacă mai la dreapta, o leacă mai la stânga. Aici. O leacă mai sus, o leacă mai jos. Asta cred că e o lumină de față. Eu cred că e o lumânare. Am mai spus asta odată. Nu e o lumânare. Presimt că e o lumânare. Cremă sau o mască? N-am, vei? De la Yves Lom e un cleanser. O cremă de marchiantă. Jazz. O vedi? Da. Am auzit de demachiantul ăsta, dar nu l-am folosit până acum. E pe stilul Clinique, cred. Take the day off și ăla cu jețe de la The Body Shop și Jazz. Care terapia? Da. Deci după... Ia, să vedem pe Jazz cum terapia asta. Hai, Jazz. Măi, dai cu fundul ce faci, măi. Revenim. Da, nu mai am ce să mai zic. Să știți că Titi e întreg. Încă. Încă. A, dar nu mai are... Nu mai are... Ba da. Ce? Dintele? A, numele? E, na. Ai vrei și un nume. Nu mai are nume. Da. Trebuie să rebotezăm. Calendarele? Să știți că e interesant parfumul ăsta. Până acum ăsta mi se pare interesant și ăla cu Iris Rebel. Și mie alea din primele două zile. Pentru că a ajuns la tine de asta. E bun acest latte macchiato, dar cred că îmi place ceva mai mult ciocolata caldă de la ei. Ăsta e un pic amărui. A trebuit să pun puțin zahăr. Da, merge. M-am așezat aici, așa frumos, mi-am adus și lumina ca să vedeți cum trebuie, pentru că tocmai aici am primit un colet de la Notino. O comandă pe care am făcut-o acum două zile și da, este un parfum. Da, este un parfum Blind Buy, mai bine spus, pentru că se pare că nu pot să mă abțin. N-am fost deloc convinsă cu acest parfum, pentru că părerile erau așa și așa. Unii spuneau că e super, super mișto, alții că nu ar fi atât de fain și că nu prea își merită laudele. Am zis, hai să le iau până la urmă, pentru că am prins o reducere destul de mare, evident, că am profitat de reducere și a fost și transportul gratuit la Notino. Așa că am zis, hai să le iau fie ce-o fi. În primul rând, o să vă spun de la bun început, înainte să vă arăt parfumul, că nu-mi place absolut deloc ambalajul și sticluța. Și este vorba despre Shagaf Oud de la Swiss Arabian și cred că înțelegeți de ce nu-mi place ambalajul. Da, e auriu. Iar sticla e și mai șin. Dacă nu o știți, pregătiți-vă să fiți orbiți de această minunăție. Cred că mă și vedeți acolo, vedeți și ring light-ul, ups, v-am vorbit. Vedeți tot cum să-l țin așa cumva, să nu vă vorbesc. Da, nu am ce să spun despre sticla asta. Arată ca un lingou de aur, fără nicio referire la alegerile ce tocmai s-au terminat. Și nu-mi place, nu-mi place absolut deloc sticla. Este, cred că, cea mai urâtă sticlă din... colecția mea, dar, mă rog, asta este, pe spate are niște chestii, inscripții, cruciulițe, sau cum vreți să le spuneți, X-uri, X și 0, ceva de genul. Da, trecem de ambalaj, că nu, am zis că nu sunt foarte multe de spus aici. Și acum ajungem la miros. Acesta ar trebui să fie un dupe după Oud Bouquet de la Maison Lancôme, gama lor de nișă. Nu am avut parfumul, nu l-am mirosit, așa că nu pot să mă pronunț pe partea asta. Însă este un parfum bazat pe oud, după cum îi spune și numele, și trandafir. Eu îl simt dulce, însă nu atât de dulce pe cât se spunea în review-uri. Mi-a fost frică de chestia asta să nu fie prea dulce, prea necăcios, însă nu mi se pare chiar atât de dulce. Adică am parfumuri mai dulci de atât în colecție. La început se simte un miros... oriental, se simte și woodul puțin și stați așa că am dat aici pe cutie, n-am vrut să dau pe mână, pe piele, că nu știam exact cum miroase și n-am vrut să mi se facă rău și după aia să nu se mai ducă chiar dacă spăl de 10 ori mâna. Și după ce trece dulceața aia de început, se simte foarte condimentat, încă se simte condimentat pe carton. E un miros oriental, condimentat, dulceag, ușor pudrat,
Și asta cred că din cauza trandafirului nu e acel pudrat dat de iris, de exemplu. Nu e un pudrat gen talc, nu e un pudrat gen cosmetice, e un trandafir pudrat, dacă mă fac bine înțeleasă. Și pe fundal se simte ceva dulce, ca o prăjiturică, are praline în compoziție, dacă nu mă înșel, posibil alea să îi dea nota asta. Nu e neapărat un parfum deranjant, însă dacă l-aș fi mirosit înainte, dacă aș fi avut o mostră, nu mi l-aș fi luat, cred, în varianta full size. Stați să dau și în capa puțin. Am dat și pe mână, bineînțeles. De ce m-am ferit, tot acolo am ajuns. Da, la început se simte lemnos, m-am spus, și ușor, ușor condimentat. Are un miros, la început, acum am dat seama, ușor medicinal. Un miros ușor așa ca de dispensar, ca pe vremuri, cum era, de fapt, cred că și acum, pentru că în unele locuri nu au avansat foarte mult lucrurile, din punctul ăsta de vedere, dar revenind de la parfum. Da, acum îmi dau seama că are un miros ușor medicinal. Așa. Și după aia devine mai spicy, are un miros ușor de scorțișoară, nucșoară, nu știu, ceva pe acolo, ceva de genul ăsta, parcă se simte, și dulce, dulce și pudrat. Se simte trandafirul, dar nu e deranjant în, la modul ăla pentru mine. Știți că nu-mi place trandafirul în parfumuri și cosmetice, însă aici nu e trandafirul ăla, nu știu cum să-i spun, foarte dulce, foarte necăcios, nu e mirosul ăla clasic de trandafir. Da, nu regret neapărat achiziția, e portabil, să știți, spre deosebire de Habanita, da? Mă văd purtându-l, însă cred că acest lingou o să mă țină o viață și încă pe atâta, pentru că are 75 de mililitri și nu pot să spun că e genul de parfum în care își face baie. Oricum, cred că e destul de puternic, am să-l dau și pe piele să văd cum este. Cred că e destul de puternic și nu trebuie aplicat foarte mult, asta dacă, da, nu știu, nu vrei să leșine lumea de pe lângă tine. Sau, dacă vrei să păstrezi distanța socială, da, poți să dai tot parfumul pe tine odată și ai rezolvat treaba. Trebuie văzut cum se comportă și pe pielea mea. Uite, acum în capac încă își păstrează mirosul ăla medicinal, pe care la început eu nu l-am simțit pe carton și nu se simte pe carton în momentul ăsta. Mi-am dat cartonul peste față, e ok? Da, dar în capac se simte mirosul ăsta. Da, cam acesta a fost Blind Buy-ul. Vă-l mai arăt odată ca să nu vă privez de această minunăție aurie. Am făcut și o rimă. Da, asta este. Nu pot să spun că este fail, dar nici că e o reușită. Mă așteptam la ceva mai rău, sincer, din ce am mai citit în comentarii, în comentariile negative. Mă așteptam la ceva mult, mult mai rău, dar e purtabil, am spus, e purtabil. Însă, având în vedere sticla, nu am să-l țin pe măsuța de toaletă, ci am să-l pun în cutie și cutia am să-l pun undeva în spate și am să uit de el și am să-l port. Da, nu, glumesc. Dar trebuie să găsesc un loc, pentru că pe măsuță nu. Și dacă tot am deschis discuția despre parfumuri, m-am gândit să vă vorbesc așa puțin și despre cele două mostre pe care le-am luat săptămâna trecută, de la Notino, cred că chiar acum fix o săptămână. Este vorba despre mostra de la Histoire de Parfum. Stați să o găsesc. Fix pe asta am scos-o. 1889 Moulin Rouge și cea de la Yukawam. Nu, cea de la Rasa C. Yukawam Jasmine Wisp. Pe asta nu o găsesc. Unde ești? Hai încoace. Asta este. Bun, hai să vă vorbesc despre cel care îmi place cel mai puțin și este vorba despre Rasa C la Yukawam Jasmine Wisp. Este un parfum foarte dulce, foarte, foarte, foarte dulce, mult mai dulce decât domnul Lingou de aici și mă așteptam să fie un parfum floral, pentru că îi spune Jasmine Wisp. Și mă gândeam că miroase a iasomie, a flori, are flori albe în compoziție, însă, în principal, se simt fruct. Este un parfum fructat, dulce, zemos. Nu e rău, dar parcă e puțin prea dulce și prea fructat pentru mine. Stați să dau așa puțin în aer ca un YouTuber adevărat. Dar nu prea simt mica din cauza shaga food-ului. Acum parcă se simte ceva. Dar e
foarte, foarte dulce. Nu mă așteptam. Nu e un parfum rău, însă, v-am spus, în momentul de față nu cred că își are locul în colecția mea. Dar, să știți că e foarte persistent. Foarte persistent. Eu le-am dat pe amândouă, și pe asta și pe asta, de la Istorie de Parfum. Undeva seara am stat cam, nu știu, vreo 2 ore, 3 maxim, dar nu cred că am ajuns 3 ore, după care am făcut baie. Și mă gândeam, na, asta e, s-a dus parfumul, n-am putut să-i testez persistența, însă Istorie de Parfum s-a dus, într-adevăr, de pe piele. Ăsta a rămas, deci am făcut baie și am spălat cu gel de duș, adică am dat doar cu apă. Bine, nu mai avea niciun fel de siaj sau ceva de genul, dar încă se simțea la nivelul pielii și de asta presupun că e destul de persistent, din moment ce încă mai era acolo după ce am făcut baie. Și vreau să vă citesc și notele. Este plin, plin de fructe, așa că dacă vă plac parfumurile dulci, fructate, puteți să vă luați o mostră și să-l testați. Ia să vedem noi ce spune fragrantica. Note de vârf: mandarină, lămâie, grapefruit, însă eu nu prea simt nimic citric în parfumul ăsta. Note de mijloc: flori albe, maracuia, pară, nucă de cocos, piersică. Note de bază: ambră, vanilie, boabe de tonc. V-am spus, eu simt în acesta fructele și dulceața lor și cam atât. Celălalt parfum m-a surprins, pentru că nu mă așteptam să-mi placă, deoarece este un parfum cu iz vintage. După cum am spus, se numește Histoire de Parfum 1889 Moulin Rouge. Apă de parfum pentru femei. La început, miroase fix, dar fix a ruj vintage. Știți, poate, dacă sunteți de vârsta mea sau poate de la mamele voastre, bunicile voastre, în fine, că era acel ruj verde care, mă rog, devenea un roz destul de aprins atunci când îl aplicai pe buze și avea un ambalaj auriu. Ei, parfumul ăsta miroase fix ca rujul ăla și ca alte rujuri, probabil, de pe vremea lui, rujuri vintage. Nu mă așteptam la chestia asta. În review-uri, într-adevăr, se spunea că miroase a ruj, însă nu mă așteptam să fie miros atât de autentic. Ca să vă fac o comparație, am Narciso Ruj de la Narciso Rodriguez, care și ăsta este un parfum pudrat care miroase a cosmetice vintage, se spune așa. Însă ăsta, cum să explic eu mai bine, mai mult dă ideea aia de cosmetice pudrate, pudră, ruj, merge în zona aia. Însă ăsta, Histoire de Parfum, miroase exact a ruj. Adică când îl simți pe asta de la Rodriguez, te gândești că, da, undeva duce acolo a rujuri, pudre și așa mai departe, a cosmetice. Însă când îl miroși pe ăsta, de la Histoire de Parfum, te gândești că ai un ruj din ăla efectiv în mână, în fața ta și-l miroși. Cam asta ar fi diferența. Practic ăsta e the real deal, ca să-i spun așa. Din păcate nu ține chiar foarte mult mirosul ăla de ruj și după aia rămâne un miros vintage. Însă este un miros vintage care îmi place. Nu are nicio legătură cu Habanita, cu Shalimar, nicio legătură, deși este tot vintage, dar na, nu tot ce e vintage este la fel, nu tot ce e vintage miroase la fel, de fapt. Nu are nicio legătură cu astea două. Este un vintage care aș putea spune că îmi place și chiar iau în considerare achiziționarea unei sticle full size, dacă vă vine să credeți așa ceva. L-am dat acum pe mână. Fai, deci fix, fix cum îi spune numele, așa te aștepți să miroasă, sau mă rog, așa te așteptai să fii mirosit în budoarul fetelor de la Moulin Rouge. Deci e genial mirosul, vă spun, e genial mirosul, cel puțin la primele note, îmi place maxim. Dacă s-ar fi păstrat notele astea pe piele, cred că parfumul era deja cumpărat. Așa, încă mai am dubii, încă mai vreau să-l port, să mai folosesc cei din mostra asta, ca să-mi dau seama exact dacă îl vreau sau nu, dar îmi place. Și e surprinzător, fiind un parfum cu iz vintage. Deja începe să se mai ducă mirosul ăla pregnant de ruj. Și rămâne un miros vintage, v-am spus, dar mi-e destul de greu să-l descriu, sincer.
e pudrat, dar nu e pudratul ăla, nu e mirosul ăla de talc, cum e la Habanita, de exemplu, nu e nici mirosul pudrat din Narciso Rouge, e un alt fel de pudrat. Are iris în compoziție, are și mosc la bază, parcă, din ce mi-aduc aminte, stați să-mi uit. Are așa, în vârf, prune, scorțișoară, mandarină, la mijloc, tinctură de trandafiri, pelin, foarte interesant, și bază, stânjenel, sau iris, mă rog, mosc și patchouli. Da, rămâne la bază așa un patchouli, dar nu e acel patchouli pe care îl întâlnim în parfumurile din ziua de azi. Nu e patchouli din Angel, nu știu, nu e patchouli din La Vie Belle, n-are nicio legătură cu La Vie Belle. Poate și combinația aia cu iris îl face mai deosebit. Nu simt trandafirul, sau mă rog, tinctură de trandafir, nu simt nimic în zona aia. Iar pelinul, nu știu ce să spun, ar trebui să fie miros amar, având în vedere că pelinul e amar, nu știu dacă și mirosul e tot amărui, dar nu simt nimic amărui în parfum. Este un parfum vintage, sau mă rog, cu iz vintage, de fapt, care ar putea să placă și celor care nu prea se împacă cu vintage-urile, cum sunt și eu de altfel. E destul de prietenos, să știți. Și l-am trecut pe listă, deja, adică nu mai, n-am mai stat să discut de când l-am mirosit prima oară. L-am trecut pe listă. Și cam asta a fost cu parfumurile pe ziua de azi. Încă nu închei vlogul aici pentru că vreau să ieșim mai pe seară cu Jazz la zăpadă, după cum spune și cântecelul, hai afară la zăpadă, și poate mai filmez ceva și de pe acolo.